ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, mă numesc Edu Stoian, sunt vicepreședintele fracțiunii CAS din Consiliul Municipal Chișinău. Conferința de astăzi o organizăm pentru a o prezenta și a produce la conferința de afară. Câte fac cazul de gestionare dubioasă a banilor publici, mai exact a banilor care au fost planificați și aprobați din Consiliul Municipal Chișinău și care obligatoriu trebuiau să fie utilizați pentru necesitățile și crearea a condițiilor mai bune în instituțiile de învățământ, unde aceasta este necesară. Pe aceste cazuri au fost sesizați și este datoria noastră să informăm și societatea. Generalul Educației, Tineret și Sport, cu mare bucurie anunțau o evoluție spectaculoasă a creșterii bugetelor de câteva ori. Acest fapt nu a dus la finalizarea multor proiecte începute și unde au fost aprobate bugetele necesare. Majorarea bugetului municipiului Chișinău o confirmă și transferurile de la Autoritatea Publică Centrală, care comparativ cu anul 2019, în anul 2023 s-au triplat. În acest buget au fost incluse și cheltuielile pentru reparația și extinderea instituțiilor de învățământ, crearea condițiilor bune de studii și de alimentare pentru elevi și corpul didactic. Ceea ce noi urmărim este că au început careva lucrări, dar vedem că nu au fost finalizate și date în exploatare. Problema în toate cazurile este că banii au fost planificați, au fost aprobați și alocați de Consiliul Municipal Chișinău, dar lucrările nu au fost achitate integral. Deci, antreprenorii care au participat la licitații, care au fost contractați, au stopat lucrările pe motiv că nu sunt plătiți de Primăria Chișinău. Nu mai puțin important este că o mare parte din aceste finanțări au fost împrumutate de la băncile comerciale și costurile lor în timp se vor dubla. Mai simplu spus, încasările și veniturile municipiului Chișinău, pe mulți ani înainte, se vor duce pe pata dobânzilor și a creditelor. Pe zi ce trece, vedem tot mai multă incompetență, netransparența utilizării resurselor financiare, dublarea și triplarea cheltuielilor pentru întreprinderile municipale. Fracțiunea PAS din CMC este alarmată de ilegalitățile pe care le urmărim în gestionarea Chișinăului de către ONCE Bani și vă anunțăm că vom denunța orice caz. Dragi chișinăuieni, împreună putem obține și beneficia de o administrare corectă, competentă, fără corupția capitalei și în beneficiul fiecărui cetățean. În continuare voi da cuvânt colegii Lilia Scutar, care vă va informa cu un caz concret din municipiul Chișinău. Bună ziua, stimați chișinăuieni, bună ziua, stimată presă, bună ziua, stimați cetățeni ai Republicii Moldova. Mă numesc Lilia Scutar, sunt consilieră municipală a fracțiunii Partidului Politic Acțiune și Solidaritate și fac parte din Comisia pentru Protecția Socială, Ocrotirea Sănătății, Educație, Cultură, Mass Media și Relații Interetnice. Fracțiunea PAS a examinat în ultimele 4 luni de zile activitatea și promisiunile lui ONCE Bani care au fost făcute în ultimii 4 ani și care au fost reluate în următorul mandat. E regretabil faptul atunci când primarul de Chișinău promite mult, dar face puțin, când este un management defectuos. Asta ce înseamnă? Că dacă noi ne uităm în sistemul educațional al municipiului Chișinău, desigur că am descoperit foarte multe probleme. În ultimele 4 luni de zile de când mă aflu în Consiliul Municipal, am o mulțime de demersuri, petiții, scrisori, plângeri din partea cetățenilor. Deci eu vin desigur cu ceva formal, deci legal. Nu vin pur și simplu de dragul venitului ca să fac declarație presii. Dar ce am observat noi? Că primarul de Chișinău a promis că va soluționa problemele chișinăuienilor. Însă, rezolvarea tuturor problemelor este departe de adevăr. Ce este interesant, ce am sesizat, ce probleme se confruntă chișinăuienii, dar cel mai des se confruntă cu probleme părinții, copiii, cadrele didactice, managerii de instituție. În primul rând, am observat că plățile informale în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău au rămas și sunt și înfloresc.
Asta denotă că direcția de învățământ sau direcțiile de învățământ din sectoare, tacit, acceptă aceste plăți informale. Părinții sunt de acord să plătească pentru școală, pentru binele copiilor, dar să le asigure cu un bon de plată. Am observat că din cauza, dacă un copil nu dorește să un părinte nu dorește să plătească o plată informală în cadrul liceului, atunci el este supus bullying-ului. Astfel de caz, avem și o plângere de la un părinți de la liceul teoretic Mihail Sadoveanu de pe strada aerodromului 5. Managerii care nu sunt loiali administrației, directorilor de învățământ sau instituțiilor abilitate, atunci ei beneficiază de un buget auster, ceea ce înseamnă că sunt constrânși pentru a face o reparație curentă în vacanța de vară, lunile de vară, pentru următorul an de studii. Tot avem alte demersuri în care angajații din direcțiile de învățământ sunt supuși hărțuirii din cauza că nu se supun administratorilor acestor direcții. Deci cunosc multe delapidări și respectiv, dacă noi vorbim despre caz concret, la Direcția de Învățământ din sectorul Buicani, domnul Vutcariov Alexandru atât de mult a presat pe unii lucrători din instituție, că doamnele Iermurache Anastasia și Macar Tatiana au ajuns în spital. Asta a încălcat toate normalitățile. De asemenea, domnul primar zicea că primăria va fi apolitică, fără politică. De fapt, ce am observat noi? Că domnul primar, în timp de 4 ani de zile, a transformat primăria și Direcția Generală de Învățământ din toate sectoarele și Direcția Generală Educație, Energie și Sport într-un partid. Oamenii loiali domnului primar sunt acum toți membri MAN. Și respectiv, ei se consideră Dumnezeu în instituțiile lor. Pe dânsii nu îi mai interesează problemele în educație. Nu-i deranjează soarta celor 38.000 de copii care au rămas fără grupă cu program prelungit. Pe ei nu-i deranjează că în unele instituții baza tehnico-materială este încă din perioada anilor 90. Cu 2 table interactive din prima generație, cu sistem vechi de încălzire, cu podele cârpite, cum este la liceul municipal sportiv din municipiul Chișinău, strada Alba Iulia, 200/2, cum este la liceul teoretic Ion Marinciuc de pe strada Pelevan, 30/2, iarna în cabinete este doar 12-14 grade de căldură, sistem de încălzire vechi. Pe dânsii nu interesează că în grădinița 116 de pe strada Paris, 34, în grupe sunt câte 30 de copii, iar spațiul rezervat unei grupe este de 50 de metri pătrați. În această grupă, copiii fac activități, mănâncă și tot în această grupă dorm. Iar de blocul sanitar nici nu mai vorbim. Nu interesează că unele instituții au fisuri în blocuri și în temelii și nici de cum nu pot să ajungă să le dea bani pentru reparații curente sau capitale. Da, Ivan Ceban a promis foarte multe. A promis în anul 2022, în mai, la 2 instituții că va construi anexe, blocuri de studii pentru instituții. Drept exemplu poate servi instituția Iulia Hașdeu. În primăvara anului 2022, domnul primar este sub euforie, cred că, sau a dorit numai decât să facă un proiect, a promis un proiect pentru instituția Iulia Hașdeu. Și tot el, dumnealui, a spus că va aloca bani, peste 70 de milioane de lei, va aloca să construiască o anexă a blocului de studii pentru liceul teoretic Iulia Hașdeu de pe strada Titulescu 18.
și o cantină. Ce s-a întâmplat de facto? S-a făcut contract cu agentul economic și s-au alocat peste 64 de milioane de lei. Însă, din momentul ce construcția s-a început, banii au dispărut. Ba au fost înghețați, ba au fost luați și puși pe alt cont, ba spunea că mai pe urmă vom face. Venind la fața locului și văzând indignarea la cei 121 de profesori, la cei 1200 de copii și respectiv părinții acestora, au solicitat de la toate fracțiunile din Consiliul Municipal și au scris demers, că este și demersul acestei instituții, să fie ajutați ca să termine această construcție. Deoarece 460 de copii zilnic fac navieta 800 de metri, de pe Titulescu 18 la Sarmisegetuza, la cantina socială Bucuria El. Gândiți-vă, indiferent de condițiile climaterice, acești copii traversează stradă, merg pe ploaie, merg pe ger și nimănui nu-i pasă. Doamna, fiind la fața locului, ne-a zis că în ultimul, de când s-a stopat construcția, desigur că acolo apar oamenii străzii și au început să fure din materialele de construcție. Nu știm când vor fi deblocați acești bani. Ne roagă foarte mult să găsim soluții, să fie deschis, să fie terminată această construcție și să se țină de promisiune ca să fie dată în exploatare conform contractului la 28 august 2024. Stimați chișinăuieni, probleme sunt foarte multe, dar timpul trece și mai repede. Eu nu știu, și noi, fracțiunea PAS, nu știe când vor fi alocați bani, când va fi terminată construcția la Liceul Teoretic Iulia Hajdău. O altă promisiune, exact prin aceeași situație, a trecut și Liceul Waldorf, situat pe strada Studenților 11. La 25 mai 2022, ce bani se laudă că a fost demarată construcția unui bloc nou de studii la Liceul Teoretic Waldorf. Urma ca în 2 ani de zile construcția să fie finisată. S-a promis 5 milioane de lei. Construcția a început, dar acei 5 milioane de lei au fost luați, puși pe alt cont și respectiv administrația, părinții, elevii au rămas în suspans și respectiv în plină pandemie, sărmana administrația liceului, sărmanii părinți, pedagogi, au început să caute surse financiare din extern. Au găsit finanțator din extern, dar condiția finanțatorului din extern este dură. Orice agent economic care începe să facă o construcție trebuie să fie de calitate, materialele de calitate. Desigur, lui Ivan Ceban nu-i prea place să facă totul de calitate. Noi vedem ce se face de calitate. Pavaj, ci că de calitate, peste jumate de ani de zile, nu mai este pavaj. Tot e pe Alba Iulia, strada Alba Iulia. S-a cârpit, a fost ploaia, s-a terminat cu pavajul. Te duci în altă parte, iarăși aceleași probleme. Dar problema liceului era destul de acută. Respectiv, finanțatorii au dat banii peste 700 de mii de lei. Părinții au pus de la ei bani. Profesorii au participat în diferite proiecte și au adus proiecte în instituție. Astfel, costul total al blocului de studii, etajul 1 și 2 și a sălii de sport multifuncționale a costat în valoare de peste 11 milioane de lei. Aportul primăriei din cei 5 milioane a fost doar 200 de mii de lei. Drept dovadă este raportul financiar. Iată toată contribuția domnului primar a primăriei pentru primele două etaje al Liceului Teoretic Waldorf.
Însă, când a venit acum în 2024, iarăși domnul primar promite un nou bloc, s-a deschis un nou bloc de studii și s-a construit la liceul Waldorf. Și noi, primăria, vom face încă două nivele, supraetajare, 3 și 4. Ce se întâmplă? Se scoate acoperișul acestui bloc de studii, banii nu sunt alocați. Plouă, sărmanii profesori, elevi, sunt nevoiți să scoată apa din încăpere, iar lecțiile se făceau la nimereală. Tocmai pe data de 28 decembrie 2023, primăria a alocat peste 7 milioane de lei agentului economic ca să finiseze construcția. Dar bani nu s-au transferat, niciun bănuț. Tocmai la 11 martie 2024, primăria alocă 1.700.000 de lei și agentul economic reia activitatea și acum urmează să termine. Când va fi dată construcția finalizată, noi nu știm, dar sperăm să fie bine cu liceul Waldorf. Un alt caz similar ne va relata colega mea, fărâmă, Ecaterina. Bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanți mass media. Vreau să vorbesc și eu despre un exemplu de neglijență din partea Primăriei Capitalei față de unul din cele mai vechi licee din Chișinău, care mâine are aniversarea de 160 de ani de la fondare și 142 de ani de activitate. Este vorba despre liceul Gheorghe Asache, care se află într-o clădire istorică din centrul istoric al capitalei. Cândva era liceul numărul 1 de fete al zemstrei din Basarabia, actualmente fiind blocul școlii primare liceul teoretic Gheorghe Asache, situată pe strada Pușkin, colț cu București și fiind dată în exploatare pe 16 august 1882. Este o clădire care a supraviețuit multor epoci istorice, regimuri politice și schimbări sociale și de mentalitate. Este clădirea care ascunde discret faptul că în trecut au fost vizitate de fețe monarhice, cunoscute personalități și numeroase delegații străine din toate continentele. Modestă păstrează amintirea celor pe care i-a condus spre viața matură, în care au devenit peste ani figuri notorii din diverse domenii. Dar astăzi, liceul Gheorghe Asache este neglijat de actuala conducere a municipiului Chișinău. Primarul Cioban a făcut mai multe promisiuni referitor la renovarea liceului încă în primul său mandat. El spunea că blocul vechi al liceului Gheorghe Asache va fi supus unei reparații capitale în cadrul unui proiect de restaurare în valoare de peste 70 de milioane de lei. Și că acest proiect va fi posibil datorită colaborării între pretura sectorului centru și sectorul 1, a municipiului București de România. Ne spunea că a fost aprobată și un proiect decizie în Consiliul Municipal pentru a fi implementat acest proiect. Primăria Chișinău promitea că va acoperi cheltuieli legate de expertiza tehnică a clădirii, elaborarea documentelor de proiect, asistența juridică și supravegherea lucrărilor. Pe întreaga perioadă a lucrărilor, conducerea primăriei și administrarea instituției va asigura loc alternativ pentru bună desfășurare a procesului educațional. A fost organizată chiar și o licitație deschisă la data de 24 decembrie 2019. Valoarea estimată a lucrărilor era de 48,8 milioane fără TVA, dar totul a rămas la nivel de promisiuni electorale și PR politic. Situația actuală a clădirii liceului Gheorghe Asache este dezastruoasă. Copiii continuă să activeze într-un bloc care se ruinează în fiecare zi. Geamurile sunt acoperite cu peliculă pentru a împiedica trecerea vântului. Tavanul este sub risc de prăbușire. Pereții sunt fisurați. Noi cerem de la primarul Cioban să prioritizeze alocarea fondurilor publice locale și să acționeze rapid pentru restaurarea blocului vechi al liceului Gheorghe Asache, pentru a asigura copiilor un mediu de viață și a-i proteja. Noi cerem de la primarul Cioban ca Chișinău să ajute și să devină confortabil. Stimați chișinăuieni, ce observăm noi?
din toate promisiunile care le-a făcut primarul și primăria partid, că municipiul va fi transparent și va soluționa problemele chișinăuienilor, va resoluționa problemele în sistemul educațional, desigur că este un fals. Pentru Ion Ceban, trotuarele sunt mai importante decât ambuteiajele. Concertele pentru diasporă sunt mai importante decât grupele cu program prelungit și alocarea banilor pentru cei 38.000 de copii. Să promiți 20 de grădinițe și locuri în grădinițe creșe, dar să faci de fapt doar 3 să le dai în exploatare, iarăși este promisiune falsă, goală. E ușor să tai panglica și să vii la inaugurarea atunci când ai un bloc în exploatare și este greu și dificil să aloci banii necesari, atât pentru liceul teoretic Iulia Hajdău, care așteaptă de mai mult de jumătate de ani de zile, cât și pentru Waldorf, care așteaptă tot 6 luni de zile. Să dai undă verde agenților economici să construiască clădiri multietajate peste, cu o capacitate de 5-6 mii de apartamente, dar să nu ceri de la agentul economic să facă infrastructura, școală, grădiniță, parcuri de agrament, terenuri de joacă și, desigur, parcare. Șefii de direcție, în loc să facă achiziții de uz gospodăresc și să asigure instituțiile cu tot necesarul, ei tacit strâng ilicit plățile informale. Sau ar fi bine, părinții sunt de acord să plătească aceste plăți informale, cum zic ei, dar pe contul instituției. Faceți conturi fiecărei instituții, atunci părintele se duce, achită, banii rămân la instituții și fiecare manager ar putea să beneficieze și să folosească, să utilizeze acești bani în scopurile strict necesare liceului. Probleme sunt foarte multe. S-au rezolvat foarte puține. Noi n-am văzut nici la o ședință a Consiliului Municipal să vină șefii de direcție din sectoare. Fostul șef interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Pavaloi, să vină viceprimarul pe educație, doamna Cutasevici, să ne spună despre probleme, să rezolvăm, să soluționăm aceste probleme, parcă nici nu mai sunt. Nu a venit absolut niciodată nimeni nici cu o problemă, dar problemele sunt foarte mari, majore și impactul lor afectează foarte multă populație. De aceea cerem ca primarul de Chișinău, împreună cu viceprimarul pe educație, să vină la ședințele Consiliului Municipal și să soluționăm aceste probleme. Stimați chișinăuieni, conform celor relatate și prezentate de consilierii fracțiunii PAS, constatăm că da, în municipiul Chișinău ceva parcă se face. Vedem ceva lucrări începute, șantiere lansate, proiecte planificate. Dar ne convingem repetat că aceste lucrări sunt de mântuială. Constatăm un management defectuos al banului public și doar promisiuni goale. Sunt mult prea multe promisiuni deșarte din partea primarului general, care periclitează și îngreunează activitatea unui manager din instituție. Nici o siguranță nu au, fiindcă Ion Ceban îi duce de nas. Aceasta demonstrează o incompetență și în gestionarea primăriei Chișinău, dar și ineficiență în gestionarea banilor chișinăuienilor. Noi, fracțiunea PAS, suntem gata și vom interveni pe fiecare caz și de fiecare dată, fiindcă ne pasă de orașul în care trăim. Ori am fost aleși pentru a dezvolta acest oraș. Ion Ceban, dacă tu nu ești gata să conduci competent acest oraș, noi, echipa PAS, suntem gata să o facem. Stimată Vreța, dacă aveți întrebări, vă rugăm. Dacă nu, vă mulțumim și o zi frumoasă vă dorim.